7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine vă regăsesc! Astăzi vorbim despre fenomene ca și anorexia și în bulimie. Durerile fac parte din viața noastră și pentru ele sunt soluții. Uneori mâncarea este o soluție, pentru că mâncarea îți dă acea senzație de bine și de mulțumire, dacă nu măcar de fericire, nu? Sunt situații în care mănânci chiar dacă nu ți-e foame sau chiar dacă ești îndurerat și nefericit, dacă ai mâncat ceva și ți-a plăcut, ți-ai mai rezolvat cumva nefericirea. Ori, noțiunea asta de compulsive eating, îi spunem noi, deci de a mânca când ești nervos, când ești nefericit, când ești stresat, e o noțiune cât se poate de realistă, pentru că e un fenomen care se întâmplă și, de fapt, mâncând, înlocuiești și ți-aduci lucrurile pe care nu le ai atunci când ești nefericit, supărat, nervos, stresat. Fiziologic există explicații foarte, foarte pertinente și foarte realiste, pentru că atunci când ești nefericit, supărat, nervos, stresat, ai tendința să faci hipoglicemie, deci îți scade pur și simplu nivelul glucozei din sânge și chiar ai tendința asta de a mânca cât mai mult, de a mânca de multe ori dulce, nu? Sunt cei care au adicție la ciocolată și nu pot fără ciocolată, nu pot fără ceva dulce. Când faci lucrurile astea, te reglezi într-un anume fel fiziologic, ți se reface glicemia și ai automat și o stare de bine. Pe de altă parte, dacă ai și alte mecanisme cu care să-ți controlezi sau cu care să-ți rezolvi nefericirile și frustrările sau stresul, pur și simplu poți să funcționezi mai natural și mai sănătos. În ansamblul relațiilor de familie, mamele, foarte multe mame sunt preocupate că nu mănâncă copiilor destul sau mai nou sunt preocupate, pentru că de la vârste foarte fragile încep să fie obezi și comportamentul lor alimentar este deviat și ea și din cauza faptului că mănâncă ceea ce mănâncă, că preferă snacks-uri decât sandwich-ul de acasă sau generația pizza, cola, aruncă peste bord tot ce ține de alimentația tradițională. Însă în climatul vieții de familie, a mânca excesiv poate să aibă și alte conotații. Adică exact lucrurile de care pomeneam mai înainte. Ai nerezolvări, ai nefericiri, ai dureri pe care ți le acoperi cum poți, pe care ți le astâmperi cum poți și de cele mai multe ori mâncarea este la îndemână. În cazul anorexiei, când nu mănânci, când ești preocupat de cum arăți, când refuzi să mănânci, sunt alte mecanisme care intră în joc. Și de cele mai multe ori când nu mănânci, pedepsești pe cine? Pe cine face mâncarea? Sau pedepsești ritualul venirii la masă? Este un mod de a fi în război cu ceilalți. Este un mod de a-i controla pe ceilalți prin faptul că nu mănânci, că slăbești, că toată lumea e deja îngrijorată și preocupată de faptul că ai pierdut din greutate și ai pierdut din greutate până la limite care sunt pur și simplu îngrijorătoare și în plan biologic. Poate să fie, anorexia poate să fie un fel de monedă în negocierea relațiilor, în situații de divorț. O adolescentă poate deveni anorexică pentru că este metoda ei de a aduce tatăl înapoi în peisajul familiei. Pot fi puse sub foarte multe categorisiri. Anorexia poate intra în jocurile de manipulare a copiilor față de părinților.
poate intra în negocierile care se duc într-un anume fel între părinți și copii. După cum poate lua chiar accente și mai severe, adică anorexicul terorizează familia, terorizează contextul lui familial imediat și reglează lucrurile într-un anume fel, pentru că toți sunt în jurul lui și toți sunt foarte preocupați de ceea ce se întâmplă. După cum și obezul poate să facă același lucru, pentru că având kilograme în exces, fiind într-un anume fel preocuparea familiei, fiind în toate complexele de inferioritate pe care îi le oferă kilogramele lui în plus, și el are și beneficii secundare din faptul că este obez, nu numai că dacă cade are o bună pernă care amortizează, ci pur și simplu și în anorexie, și în bulimie, și în obezitate, există beneficii secundare, în ghilimele, pe care trebuie să le luăm în calcul, mai ales când ne gândim la ceea ce se poate face. Pentru fenomene ca și anorexia și ca anorexia nervoasă, tratamentul trebuie să fie de specialitate. Adică lucrurile astea trebuie înțelese, aș spune o decriptate, adică ar trebui descifrat de fapt ce se întâmplă acolo, de ce este preocuparea excesivă cu greutatea, de ce este obsesivă această preocupare, ce se întâmplă în mintea unei adolescente, ce se întâmplă în sufletul ei, ce se întâmplă în familia ei, ce se întâmplă în mediul în care lucrează. Și trebuie o abordare profesională, pentru că asemenea realități nu trec doar cu îndemnul la nu vezi cum arăți, hai să faci ceva, nu vezi cât ai slăbit, nu se poate să arăți în continuare așa. Deci trebuie făcute lucrurile cât mai profesional, cu putință. Și în România începe să existe informație și educație în această zonă, în cercurile profesionale, și sperăm că progresăm și că le tratăm profesional. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial,